Campania derulată de Agenția Națională Antidrog își propune să crească nivelul de conștientizare a tinerilor cu privire la provocarea majoră pe care o reprezintă drogurile pentru societate. Astfel, prin diferite acțiuni derulate la nivel național, dar și mondial, agențiile de profil își propun să reducă cererea de stupefiante în rândul populației. Impactul pe care consumul de droguri îl are asupra populației generale și în special în rândul tinerilor ar fi diminuat dacă ar exista un echilibru între reducerea ofertei de droguri și reducerea cererii de droguri. Sau mai concret, măsurile de reducere a ofertei de droguri presupun activități de prevenire. Grupul țintă al campaniei îl constituie tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. Pentru că în ultimii ani piața românească a fost invadată de etnobotanice, reprezentanții agenției vor demara mai multe campanii de prevenire a consumului de astfel de substanțe. Pentru a-i conștientiza asupra pericolului la care se expun, reprezentanții agenției antidrog au prezentat și câteva din riscurile pe care nu le cunosc consumatorii. Se poate spune că cei care consumă astfel de produse pe o perioadă de un an este suficient să ajungă într-o stare de dependență destul de înaintată, de avansată, cu îmbolnăviri la nivelul organismului. Și când spun asta, mă refer la aparatul respirator cardiac, dar în special asupra sistemului nervos central. Campania derulată de Agenția Națională Antidrog se va încheia la sfârșitul anului 2011. Până atunci, reprezentanții instituției vor desfășura activități de informare cu privire la pericolul stupefiantelor.